8 din 10 mașini care circulă astăzi pe străzile din România sunt vechi, de mai bine de 10 ani. Cifrele îngrijorătoare vin de la Direcția de Matriculări și Regim Permise, iar numărul rablelor crește anual în condițiile în care se matriculează tot mai multe mașini la mâna a doua. Cu toate datele, Cristi Popa. Cristi. Bun găsit! Ultimele date venite de la DRPCIV arată faptul că în România, în momentul de față, vorbim de aproape 9 milioane de autoturisme înmatriculate, mai exact 8,7 milioane, iar dintre acestea, aproape 80% sunt vechi de 10 ani sau poate chiar mai bine de 10 ani. Responsabilii spun că multe orașe din România au această problemă a poluării, iar Bucureștiul este undeva foarte sus din acest punct de vedere și nici nu ar fi de mirare, pentru că datele statistice arată că în București, deși sunt înmatriculate aproximativ 1,5 milioane de autoturisme, în realitate peste 2 milioane de autoturisme circulă în fiecare zi. Activiștii de mediu spun că în urma analizei senzorilor de poluare din capitală au realizat faptul că cele mai poluate zone din București sunt cele care sunt în apropierea marilor artere extrem de circulate, iar din acest punct de vedere spun că da, ar trebui ca lucrurile să meargă într-o altă direcție, pentru că vorbim de valori de poluare și de 2 sau de 3 ori mai mari decât media normală, iar din acest punct de vedere spun că vorbim pe de o parte de acest parc auto învechit, dar pe de altă parte acuză și autoritățile, spunând că există probleme foarte serioase în felul în care sunt autorizate mașinile vechi, despre care activiștii spun că dacă ar fi întreținute corespunzător, atunci probabil această problemă a poluării ar fi una mult mai mică. Mulțumesc, Cristi. Într-o legătură directă cu noi, Bogdan Mirică, colegul nostru, realizator la volan. Bogdan, te salut, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Hai să ne uităm un pic la această statistică. Sunt două componente aici. Cristi a insistat mai mult pe componenta de mediu. Eu te-aș provoca pe tine și în ceea ce privește componenta de siguranță în trafic. Acum, automat înseamnă o mașină de 10 ani și o mașină mai puțin sigură? Bineînțeles, bineînțeles. Există diferențe consistente, considerabile, când vine vorba de structura unei mașini. Trebuie să ne gândim în primul rând la ce oțel se folosea acum 10 ani și ce oțel se folosește acum. Nu mai vorbesc de faptul că acum mașinile noi au o altă zonă deformabilă, mult mai sigură, capabilă să păstreze mai bine integritatea pasagerilor. De altfel, avem și mai multe sisteme de siguranță. Nu doar structura s-a modificat și a evoluat în ultimii 10 ani, dar și sistemele de siguranță. Avem mult mai multe sisteme de siguranță. Trebuie să ne gândim la faptul că mașinile noi vândute actualmente în Europa vin în principal cu un sistem automat de frânare în situații de urgență, care poate limita dimensiunea unui impact. Chiar și mașinile noastre românești, produse la Mioveni, care au un preț mai accesibil, vin acum echipate cu acest sistem de siguranță. În urmă cu 10 ani, acest sistem de siguranță aproape că nu exista. Discuția mai departe, Bogdan, ar fi ce au reușit să facă sau cum au reușit să facă alte țări față acestei situații, cum au reușit să impulsioneze până la urmă, nu să-ți cumperi mașini din ce în ce mai noi, pentru că aici categoric e și o chestiune de bugete. Bineînțeles că România nu este o țară cu bugete foarte mari când vine vorba de achiziția unei mașini, tocmai de aceea vedem că anul trecut s-au înmatriculat 400.000 de mașini second hand și doar 126.000 de mașini noi, deci cam o mașină nouă la 4 mașini vechi. Celelalte state au oferit ca și noi niște subvenții. Noi avem Rabla, celelalte state din Europa au programe similare. Trebuie să ținem cont și de faptul că noi avem niște subvenții consistente pentru public, mai ales dacă vorbim despre cele pentru mașini electrice, unde avem cam cel mai mare bonus din Uniunea Europeană, undeva la 9.400 de euro. Chiar și așa, puterea de cumpărare a românilor rămâne una scăzută, pentru că trebuie să ne uităm și la salariul mediu și la puterea de cumpărare. Toate acestea, chiar dacă avem aceste subvenții, acest program Rabla, pe care eu îl apreciez de fiecare dată pentru că încearcă să țină în viață o industrie auto grav afectată în ultimii ani, mai ales în anul trecut, chiar și în acest context este foarte greu să avem un număr cel puțin măcar egal al mașinilor noi
cu cel al mașinilor second hand. Ar ajuta în vreun fel. Și acum te întreb, pentru că am mai avut experiențe anterioare cu aceste taxe, nu, pentru mașini aduse din străinătate, ba pe poluare, ba de primă matriculare, aveau diverse forme, diverse nume. Ar ajuta, au ajutat în vreun fel, au scăzut importurile de mașini, mă rog, unele mai poate chiar mai bătrâne de 10 ani în țară? Dacă stăm să ne aducem aminte de perioada taxei auto, da, cu siguranță raportul era altul. Nu se matriculau atât de multe mașini vechi. Dar trebuie să ne gândim că o nouă taxă de poluare trebuie întocmită altfel, trebuie întocmită mult mai bine, pentru că știm cu toții existau niște probleme. Altfel, statul n-ar fi plătit niște despăgubiri consistente pentru cei care au fost viciați de taxa auto. Așadar, poate că e nevoie de o nouă taxă auto, însă într-o formă mult mai civilizată și mult mai bine croită pe nevoile actuale, pe emisii, pe dimensiunea motoarelor și așa mai departe. Mulțumesc tare mult pentru acest dialog, pentru analiza ta. Bogdan Mirică este realizatorul La Volan.